Bună ziua tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă din această ultimă săptămână a lunii septembrie. O lună care a fost destul de plină în evenimente și care continuă în aceeași notă. Începând de astăzi s-a început distribuirea tichetelor sociale. Circa 3.000 de pensionari care se încadrează în acest program pot, începând de astăzi, să-și ridice aceste etichete sociale în valoare de 50 de lei fiecare. Aș vrea să le aduc aminte beneficiarilor acestor tichete ca în termen de 5 zile de la apariția oricărei modificări în ceea ce privește veniturile să ne aducă la cunoștință pentru a putea opera modificările și ca și schimbări ale veniturilor vreau să menționez situația în care s-au modificat pensiile și se depășește valoarea minimă pentru a putea beneficia de acest program și de asemenea situația în care unul dintre beneficiari a efectuat acte de vânzare-cumpărare pe parcursul anului și acestea se încadrează la categoria venituri. După cum bine știți, de la sfârșitul săptămânii trecute, având în vedere situațiile de urgență care pot apărea la nivelul unei comunități locale, am făcut public acel număr de telefon la care se pot trimite numele de telefon pentru a se face înscrieri, pentru a primi avertizări, atât în ceea ce privește fenomenele meteo, dar și în cazul unor situații deosebite. De vineri și până azi, 4.760 de romașcani s-au înscris la acest sistem. Acest număr de romașcani se adaugă celorlalți 12.700 care erau deja înscriși. În momentul în care, dacă una din aceste persoane nu mai dorește să primească aceste SMS-uri, ea poate fi și radiată din această listă. Deci, înscrierile, cum am anunțat și public, se pot face la numărul de telefon 0733 460 376 și trebuie indicat de asemenea și numele și prenumele persoanei. La sfârșitul săptămânii trecute, sâmbătă, am avut o activitate de ecologizare a malului stâng al râului Moldova, activitate la care, ca și în anii trecuți, au participat un număr foarte mare de tineri, de elevi, peste 350 de copii care au participat la această acțiune de ecologizare, plus 5 voluntari. Și acțiunea a avut loc între podul de fier și bazarul municipiului Roman, unde am reușit să adunăm 153 de saci cu materialele care se regăseau în această zonă, reușind să ecologizăm întreaga arie pe care ne-am propus-o. Această activitate s-a desfășurat în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului și cu Garda de Mediu și vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în această activitate, cadrelor didactice, elevilor, precum și Asociației Mușatinii, care, la fel ca în fiecare an, a fost alături de noi. Și în ceea ce privește lucrările de investiții de pe raza municipiului Roman, în măsura în care vremea ne va permite, vom continua derularea acestora. În ceea ce privește strada Eternității, sperăm ca la sfârșitul acestei săptămâni, dacă vremea va permite, să turnăm deja stratul de uzură, mai având de definitivat circa 20% din stratul de binder necesar să acoperim acele casete în care am realizat parcările.
restul fiind finalizat și de asemenea se continuă și cu partea de bordurare a trotuarilor și ulterior de montare a pavelilor în acea zonă. Și sensul giratoriu de la Favorit continuă lucrările. În momentul de față se lucrează la o serie de cămine de pe proprietatea societății Dedeman și în același timp se lucrează și la sensul de girație propriu-zis, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să venim și cu stratul de asfalt pentru a definitiva și acest obiectiv de investiții. Am fost și personal în zonă. Personal, cred că participanții la trafic au început să se obișnuiască cu acest sens de girație și încetul cu încetul sunt sigur că se va crea un nod mult mai fluid din punct de vedere al traficului și ceea ce ne interesează pe noi toți, mai sigur din punct de vedere al circulației pe drumurile publice. Am profitat de duminica liberă și m-am deplasat și pe ocolitoarea vest, acolo unde s-au făcut reparații în zona rampei, mai ales. Am avut o discuție cu directorul tehnic la operativa de dimineață și am spus că mă declar total nemulțumit de modul în care s-au făcut acele lucrări de reparații. I-am solicitat să ia legătura cu constructorul și acea reparație trebuie să fie o reparație de calitate și o reparație care să se preteze pentru un drum cu un trafic intens. În situația în care nu se va conforma, voi avea o discuție personală cu constructorul pentru a-l determina să facă lucrări de calitate, așa cum am cerut dintotdeauna. De asemenea, un alt obiectiv de investiții care se pregătește la nivelul primăriei municipiului Roman se referă la cele 5 străzi din cartierul Nicolae Bălcescu. În sfârșit avem aprobată procedura și termenul final de către sistemul electronic de achiziții publice. Pe data de 9 octombrie va fi termenul final pentru depunerea ofertelor. Urmează o perioadă de maxim 25 de zile pentru evaluare și pentru semnarea contractului. Dacă totul va decurge normal și nu vor exista contestații, eu mi-am propus ca încă din acest an, cel puțin strada Tinosului, să poată fi reparată și să se toarne covorul asfaltic. Inclusiv vreau să fac precizarea că e o lucrare care nu privește numai stratul de asfalt, ci privește și trotuarele și rețelele de preluare a apelor pluviale în zonă. Practic e o lucrare complexă care se va desfășura pe parcursul a mai mulți ani, tocmai în ideea de a face o lucrare care să dăinuie în timp și care să corespundă nevoilor cetățenilor din acea zonă. Așa cum vă spuneam, luna septembrie a fost o lună plină din punctul de vedere al evenimentelor pe raza municipiului Roman și această ultimă săptămână din septembrie continuă în aceeași notă. Miercuri de la 19:30 invităm romașcanii amatori de teatru la Casa de Cultură, acolo unde va avea loc spectacolul Logodnă cu Bucluc. Joi de la ora 19, proiecția filmului Octav cu prezența actorului Marcel Iureș printre noi. E un film care s-a bucurat de un succes la nivelul municipiului Roman, fiind epuizate toate biletele pentru spectacolul de joi. Și un lucru care m-a bucurat foarte mult, organizatorii au luat în calcul și ziua de vineri pentru proiecție, drept pentru care s-au pus în vânzare bilete
pentru ziua de 29 septembrie, pentru ca un număr cât mai mare de romașcani să poată viziona acest film. Și cred eu că încă o dată se dovedește necesitatea de a avea un cinematograf în oraș, văzând apetitul romașcanilor pentru acest gen de activități, și vom intensifica din punctul nostru de vedere toate acțiunile pentru a depune acel proiect cu finanțare europeană pentru reabilitarea clădirii cinematografului. De asemenea, joi 28 septembrie, așa cum ați fost informați și public, va avea loc o ședință de Consiliu Local, ședința ordinară din această lume, din această lună, și mai mult decât atât, voi fi prezent și la Săbăoani, unde voi participa la Biserica Regina Sfântului Rozariu din localitate, când comunitatea va primi vizita eminenței sale cardinalul Leonardo Sandri, prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale de la Vatican, împreună cu nunțiul apostolic de România, excelența San Miguel Mauri Buendia. E o activitate deosebită, se vor deplasa ulterior și la Roman. E o vizită care ne bucură foarte mult, e o vizită de marcă, și vom face tot ceea ce este necesar pentru ca această activitate să se desfășoare în condiții absolut normale și să le oferim cât mai multe atracții la Roman. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință, și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Acea lucrare nu are încă recepția finală efectuată. Eu am solicitat colegilor mei din primărie să nu se semneze recepția finală dacă, din punct de vedere al calității, nu sunt îndeplinite toate condițiile, drept pentru care, dacă acest constructor nu înțelege că trebuie să facă lucrări de calitate, putem merge până la a contracta o altă firmă pentru realizarea acestor lucrări, sumele de bani necesare fiind reținute din garanția pentru executarea lucrării. Și săptămâna trecută a apărut informații spațiul online, conform cărora ar exista 3 taxiuri care ar funcționa pe aceeași autorizație, nu se referia cum și cu Roman. Da, eu știu despre ce este vorba, am văzut și eu acea postare. E vorba de 2 autoturisme care aveau lipite pe autoturisme acel număr de autorizație. Am trimis poliția locală, i-am identificat. Numerele au fost deja deslipite de pe autoturisme și nu era vorba de 3 autorizații emise de primărie, ci pur și simplu acele persoane țineau acel număr de autorizație pe acele autoturisme. Au fost... Nu, țineau doar, deci nu dețineau cartonul de autorizație de la primărie, ci doar numărul pe mașină. Am trimis poliția locală, au fost identificați și și-au dat jos acel apsipil. Momentan, la noi procedura pe care am implementat-o de-a lungul timpului, la prima abatere avertisment și abia după aceea amenzi. Dacă nu vor fi contestații, din punctul meu de vedere, da. Nu, vorbim de partea dreaptă, Bogdan Dragoș, partea dreaptă spre strada Mărului. Și ca și idee, discutăm exact despre acele străzi, tot ce înseamnă pe partea dreaptă. Și numărul lor a fost extins la 5 străzi. Mulțumesc. Haideți să revenim la cine taxiurile. Știți foarte bine că în momentul în care se autorizează, se solicită autorizație, autoturismul, mașina care urmează să fie folosită la taxi pentru
activitatea de taxi, trebuie să împlinească anumite condiții. Da? De ce nu încercați să faceți de la primărie o verificare a acestor mașini? Pentru că s-a constatat că una este la prezentarea, nu? Pentru autorizație și în realitate în teren sunt niște mașini catastrofelor. Da. Și ca să nu mai spunem că un oraș ca Roma nu are 200 și ceva de taxiuri. Personal cu zi foarte mult, dar asta nu mai contează. Important este că sunt mașini care sunt adevărat pericole. Te urci cine nu știu dacă mai cobori. Da. Și aș putea să dau și numele unei firme, dar nu vreau să-i fac reclamă. În perioada imediat următoare voi dispune ca în ceea ce privește activitatea de taximetrie să aibă loc mai multe controle. Mai mult decât atât, împreună cu colegii de la compartimentul de specialitate, am dispus ca începând din această toamnă, mașinile care nu au vechimea corespunzătoare să nu mai primească autorizație de tip taxi. Și aș vrea să ne mai întoarcem tot la o discuție despre Roma Ambes. A spus că lucrarea nu are recepția finală. Vă referiți la al doilea strat? Nu, mă refer la recepția la terminarea lucrărilor la sfârșitul perioadei de garanție. Și încă primăria n-a făcut recepția pentru... Nu, am refuzat până acum să semnăm recepția, tocmai din dorința de a face lucrările de calitate și să fim siguri că va fi o lucrare de calitate. Despre ce firmă este vorba? Este vorba despre firma In Rom. Vă mulțumesc. În mod normal, toți proprietarii trebuie să știe că odată cu dreptul de a avea garanția proprietății, ai și o serie de obligații. Am întâlnit în ultima perioadă și chiar mi s-au transmis în mediul online mai multe solicitări din partea romașcanilor, care solicită sprijinul primăriei pentru a convinge pe ceilalți coproprietari să participe la aceste cheltuieli, care sunt până la urmă cheltuieli comune pentru amenajarea fie de acoperișuri, fie de problemele legate de subsol. Întotdeauna cei de la etajele inferioare spun e treaba celui de la etajul 4 cu acoperișul, cei de la etajele superioare spun că e treaba celui de la parter cu subsolul. Nu. O clădire are părți comune de proprietate și toți coproprietarii din acea clădire trebuie să participe în mod egal la ceea ce înseamnă cheltuielile privind întreținerea și reparația bunului respectiv. De aceea, cu toții trebuie să înțeleagă că în situația în care se realizează un astfel de acoperiș fără autorizație, în cazul unui fenomen meteorologic mai de amploare, răspunderea pentru ceea ce se întâmplă cu acel acoperiș aparține exclusiv proprietarilor. Și de aceea zic eu că trebuie să fie foarte atenți în momentul în care realizează astfel de lucrări. Trebuie să obțină autorizație de construire și să execute lucrările cu firmă autorizată pentru a nu avea probleme ulterior. Dar problema e cum intra în legalitate. Pentru a intra în legalitate există... Pentru a intra în legalitate necesită un proiect. Se emite un certificat de urbanism și ulterior, în baza proiectului, o autorizație de construire pentru intrare în legalitate. Nu e asta o problemă. Ideea e că acele persoane trebuie să-și asume cheltuieli în ceea ce privește proiectarea, expertiza și obținerea tuturor actelor necesare pentru a intra în legalitate. În momentul de față se lucrează doar la această centralizare. Vom comunica această informație și mai departe la prefectură
și ulterior vom decide împreună ce măsuri vom lua. Aveți dreptate pentru că întotdeauna cei care locuiesc la etajele superioare se confruntă cu problema asta. Oamenii de la etajul 3 în jos nu cumpără. Personal consider că una dintre marile probleme care ne întâlnim în cadrul acestor condominii sunt asociațiile de proprietari. Adică ultimele relicve comuniste care au rămas după 27 de ani în vigoare în România. Eu param. Pentru că foarte mulți administratori de asociații de locatari, de proprietari, nu fac nimic altceva decât să fie casie și nimic altceva. Au două, trei asociații pe care le administrează, trecând dincolo de câte sunt, ce venituri încasează lunar de acolo. Practic nu fac nimic, nu administrează practic zona pe care o au în administrare. Nu considerați că ar fi bine, poate, să intervină primăria în sensul de a se desființa aceste relicve? Și toate astea să fie trecute la primărie? Nu. Deci sunteți într-o eroare maximă. Deci sunteți... Este o tâmpenie. Asociația de locatari de proprietari este o tâmpenie cu acte în regulă. Deci asociația de proprietari, așa cum îi spune și numele, aparține proprietarilor. Da, aparține. Primăria nu poate interveni nici să radieze aceste... Sunt practic niște asociații înregistrate la judecătorie cu personalitate juridică din voința expresă a proprietarilor din acea zonă, iar primăria nu poate interveni absolut în niciun fel în ceea ce privește organizarea acestor asociații. Proprietarii, părerea mea, că sunt cei care trebuie să se implice mai mult și să înțeleagă că atunci când sunt adunări generale să vină la aceste adunări generale, să-și exprime punctele de vedere, să susțină punctele de vedere, pentru că dacă la adunările generale, la prima adunare, nu se prezintă jumătate plus 1, știți foarte bine că la a doua, foarte multe decizii se iau cu un număr foarte redus de proprietari. Dintr-un total de 300-400, iau decizia vreo 15-20, într-un caz fericit 30. Dar aici este culpa proprietarilor care nu se prezintă la această ședință. Domnule primar, vă pot da exemplu o întâlnire unde un cunoscut de-a meu și-a întrebat administratorul ce salar are. Și n-a vrut să-i spună, a spus că e secret confidențial. Adică eu te plătesc și nu știu câți bani îți dau. Da, repet, e o problemă strict a asociației de proprietari, care atunci, trebuie reglementată. Atunci, împușcăm și la revedere, că asta, că altfel altă rezolvare nu există, domnul primar. Nu spuneți așa ceva, poate cineva chiar vă crede. A mai spus cineva ceva în glumă și alții chiar au crezut. Nu, lăsați, da. Că știu la ce vă referiți, acolo n-a fost glumă. Da. Și altcineva a aprobat, știu. Da. Păi și dumneavoastră, pot să spun că ați vorbit în mod serios acum. Da. Până la 3 ani. Da. Pot fi scutiți de la plată. Deci aici a existat o interpretare și nimeni la ora aceasta din Roma nu aplică asta pentru că nu e suficient de clară. Nu. Îi spun așa, răspunsul primit de la primărie a fost acela că nu e cadrul romanului, pentru că nu mai există cheltuieli cu pădure, la cheltuieli asta e contorizată, dar asociațiile de proprietari nu și spun că nu, lucrurile nu stau așa. Există cheltuieli pentru fiecare persoană la gunoi, la energie electrică, la femeia de serviciu și... Da, aici e o întreagă discuție, din păcate nu există o practică unitară la nivelul tuturor asociațiilor de proprietari și mai mult decât atât, nefiind o normă obligatorie, ci una permisivă, ține strict de hotărârea adunării generale care stabilește dacă acordă sau dacă nu acordă această facilitate. Deci e o normă permisivă, nu obligatorie. La nivelul primăriei există un compartiment de îndrumare a asociațiilor de proprietari. De fiecare dată când asociațiile de proprietari au solicitat clarificări și informări, noi le-am oferit.
Restul mai departe, ceea ce ține de organizarea internă a asociațiilor de proprietari, este strict o problemă privată a acestor organisme. Domnule primar, ne aflăm la o lună de la timpul în care eu v-am semnalat pe strada Tineretului și de o parte și de alta, sunt pe elecții pe trotuare, care e deputat, abia ieșită din garanție, e deputatul de firma Ingromusa, Eu știu că am trimis acolo în zonă și au fost făcute toate reparațiile. Imediat după ce mi-a spus dumneavoastră. Dacă este așa, voi lua măsuri împotriva unei persoane pe care o știu eu. Dar eu știu că am dat... Eu știu, doar dacă n-au mai apărut altele între timp, știu că atunci imediat am trimis. Și chiar m-am întâlnit și cu constructorul, de aia cred că... Păi astăzi, dar celelalte zile, imediat după, eu știu că m-am întâlnit chiar constructorul, era pe stradă. Ai altceva. Păi astea, probabil în urma ploilor, mai apar și astfel de situații. Voi retrimite din nou. Dar nu e că nu s-au făcut atunci, atunci s-au reparat. Da, deci acolo a fost o razie la începutul lunii septembrie, la care a participat Poliția Națională, detașamentul de jandarmi de la Bacău și Poliția Locală. Nu au fost identificate decât 3 sau 4 persoane fără forme legale. Noi în continuare monitorizăm zona și încercăm să ținem sub control în ceea ce privește persoanele care locuiesc acolo în zonă, să nu existe persoane fără forme legale. Ce se cheltuie acolo? Acolo, în principiu, avem cheltuielile cu apa, cheltuielile cu energie electrică la centrală și cele de salubrizare. N-am făcut o situație. Faceți o solicitare dacă e așa de important și o să vă răspundem imediat. Este important să știm. Da. Nu există, probabil că în perioada următoare vom lua în calcul și o astfel de... De la 1 ianuarie, este liberalizat prețul al energiei electrică. Dacă primăria s-a gândit să schimbe furnizorul, dacă am contractat energie pe seară, cât acoperă energia electrică produsă de microcentrală la această dată? Da, în momentul de față primăria este sub contract cu o firmă, noi facem achizițiile de pe Bursa Română de mărfuri și în continuare vom face această achiziție tot în acest fel, întrucât avem economii de circa 20% față de prețul normal pe care îl plătește un utilizator casnic sau o societate comercială. În ceea ce privește microhidrocentrala, aceasta funcționează în parametrii normali. Energia pe care o producem o dăm în sistem prin intermediul firmei care ne distribuie nouă energia electrică și se scade din facturile pe care noi le avem de plătit la această firmă. Așa cum am anunțat și în trecut și cum bine știți, iluminatul public de pe raza municipiului Roman se poate asigura prin ceea ce produce microhidrocentrala. Cine aveți contractat în distribuție? E o firmă din Constanța, îmi scapă numele acum. Și o menține nu, e un contract care încetează la 31 decembrie. Ulterior vom realiza din nou procedurile pentru achiziție de pe Bursa Română. Mulțumesc. Primăria Română a făcut în 2013, dacă nu mă înșel, alături de Prefectura Neamț, demersul pentru reabilitarea unui punct amal
Da, am să vă răspund imediat. Mi-am adus aminte, am impresia că e vorba de firma Tinmar, dacă nu mă înșel. Într-adevăr, am făcut pași în această direcție, am reluat discuțiile cu biroul Vamal de la Piatra Neamț, care a făcut demersuri pe lângă regionala de la Iași și pe lângă direcția generală de la București. Avem acceptul acestor două instituții pentru deschiderea acestui punct Vamal la Roman. În momentul de față, documentația se află la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la București, fiind organismul care are în subordine Direcția Generală a Vămilor. În momentul în care vom avea acordul acestei instituții, putem demara efectiv de lucrările pentru, sau practic punerea la dispoziție a spațiului pentru punctul Vamal de la Roma. Nu, în momentul de față, din păcate, tot la Ministerul Sănătății este blocat această problemă a ambulanței TIM. Proiectul în sine a avut în vedere strict dorința Primăriei Municipiului Roman și a Spitalului Municipal de Urgență Roman de a ține cât mai aproape cadrele medicale la această unitate spitalicească. Dacă ne aducem aminte, acum vreo 4-5 ani în urmă, cred, centrul de primiri urgențe, cred că funcționa cu unul sau cu doi medici. În momentul de față avem 7 medici. Și e păcat ca pentru aceste sume pe care noi le putem acorda acestor medici care fac naveta de la Iași, să nu păstrăm funcțional acest centru de primiri urgențe. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că e o întreagă vânătoare în spitalele din zonă, în sensul în care se încearcă racolarea de cadre medicale și unitățile administrativ-teritoriale oferă cât mai multe beneficii pentru medicii care doresc să se stabilească într-o anumită localitate. Tocmai de aceea și noi încercăm să venim în sprijinul medicilor, să-i atragem la Roman. Tocmai de aceea am și achiziționat acele apartamente pe care le-am dat în administrarea Spitalului Municipal de Urgență Roman și tocmai de aceea și în continuare fac demersuri pe lângă Agenția Națională pentru Locuințe pentru a construi încă un bloc de locuințe dedicat specialiștilor în sănătate, tocmai pentru a atrage și a le oferi cât mai multe beneficii pentru a veni la Roma. Da, aici e ceea ce vă spuneam mai devreme, strict răspunderea proprietarilor și proprietarii sunt reprezentanți de asociațiile de proprietari. Practic, răspunderea este asociațiilor de proprietari. Da, dați în judecată asociația de proprietari. Este organul reprezentativ al proprietarilor. La Săbăoani vor avea loc manifestările oficiale și am înțeles că acolo ni se va comunica exact și la Roman unde va veni. Da, e o problemă legată de acea pădure de la Bucuș. Suntem în momentul de față în discuții cu prefectura și cu ocolul silvic Bacău pentru
a finaliza măsurătorile cadastrale, sunt anumite suprapuneri de teren în zonă și încă nu am reușit să finalizăm partea aceasta birocratică. Urmează cursul firesc, societăți de cadastru, biroul de cadastru și așa mai departe, până la finalizarea din punct de vedere a documentelor și abia ulterior să se facă punerea în posesie. Da, au fost ceva discuții, însă în momentul de față nu au fost identificate actele care să ne permită o astfel de solicitare. Păi, așa cum bine știți, încă din luna aprilie am luat decizia interzicerii depozitărilor deșeurilor la depozitul temporar din Roman, toate deșeurile fiind în momentul de față transportate la Girov, la depozitul conform. În ceea ce privește acest depozit temporar, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții gărzii de mediu, au amendat în mai multe rânduri societatea care deține autorizația de mediu pentru a opera pe acest depozit temporar, Rosal. În momentul de față s-a declanșat un litigiu între societatea Rosal și primăria Roman, în sensul în care noi înțelegem că transportul pentru la Girova acestor deșeuri trebuie să fie în sarcina deținătorului autorizației de mediu. Rosalu susține că primăria municipiului Roman ar trebui să fie cea care plătește. Urmează pe calea instanțelor judecătorești să se stabilească cine are obligația de transport și de plată a acestor deșeuri. Din câte am înțeles, a fost contestat caietul de sarcini. Nu am mai fost informat ulterior dacă această contestație s-a soluționat sau procedura merge mai departe. Mulțumesc. O singură întrebare. Ați amintit de microfonul central. Știu că era o campanie de votare a unui proiect, o acțiune a EON, și microvizorul central era nominalizat acolo ca un proiect de succes. Mai știți ceva? Când va fi? Ce voturi avem? Da, în momentul de față știu că se votează în continuare acest proiect, de aceea dacă romașcanii sunt interesați să susțină acest proiect, îi rugăm ca pe site-ul EON-ului să voteze acest proiect al nostru, al Romanului. El este intrat într-o procedură de evaluare de către specialiști acreditați de EON și urmează ca în cadrul unei gale la sfârșitul lunii octombrie să, dacă nu mă înșel, 19 octombrie să participăm la această gală la București, acolo unde ar fi foarte frumos dacă am reușit să câștigăm acest proiect. De altfel, o echipă din partea EON a fost prezentă la Roman săptămâna trecută și au vizualizat obiectivul. Da. Deci acolo în continuare își desfășoară activitatea administrativă centru azilul pentru bătrâni, practic personalul TESA și toate cheltuielile legate de acea clădire sunt în sarcina lor. Nu. Tot ei asigură și paza. Da. Mormintelor, în cimitire, pentru că acum știți cum se procedează acolo.
Da. În momentul de față nu avem în obiectiv așa ceva. Dacă se va impune, știu că am avut într-adevăr discuții cu ei legate de un astfel de soft. Nu e vorba doar de o inventariere, nu e vorba doar de o inventariere a mormintelor, pentru aceasta e de ajuns și un programel simplu. E vorba mai mult decât atât chiar de o cadastrare a tuturor mormintelor și o inventariere mult mai clară. Și de aceea am înțeles că s-ar ridica undeva în jur de 15.000 de euro costurile unui astfel de program. Deci e clar că în momentul de față, da, vom încerca să căutăm soluții. Mai căutăm oferte și vom vedea ce vom putea să facem acolo. Da. Da. Tot am intitul de gunoaie de șeul dorsal și situația din piața Sfântul Drama. Adună gunoaie acolo, mulți de gunoaie pe gunoaie, plasate exact și unde se descarcă marca. Da, acolo... A fost o altă locație, am înțeles că niște lucrătari n-au zbut, nu știu că au negociat, dar în plină piață, în patru luni normal. Vă spun și fotografii făcute pe acolo să vedeți la... Deci o să se ridice mai multe ori pe zi, nu voi, de seara. Voi vorbi cu, cei de la... Vântul, voi vorbi cu cei de la piață să solicite ridicarea mai des a deșeurilor.